38 de ani, inclusiv cei petrecuți pe băncile unui liceu militar, șef de promoție al școlii de ofițeri din Râmnicu Vâlcea, mai multe mastere și cursuri postuniversitare au făcut din comandantul Centrului pentru Geniu Eudev și Apărare CBRN, colonelul Dan Marin, unul dintre cei mai titrați militari. De aceea, ieșirea sa la pensie a fost un moment extrem de emoționant, trăit la maxim. Domnule colonel, predau comanda și drapelul de luptă al Centrului de Instruire pentru Geniu Eudev și Apărare CBRN Panai Donici. Domnule colonel, vă predau comanda și drapelul de luptă al Centrului de Instruire pentru Geniu Eudev și Apărare CBRN Panai Donici. Domnule colonel, iau în primire drapelul și comanda unității Centrului de Instruire pentru Geniu Eudev și Apărare CBRN Panai Donici. Ordinul Ministrului Apărării Naționale, numărul MP 1704. În baza articolului 43, aliniatul 1, litera B, din legea numărul 80 din 1995, privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, pe data de 30 noiembrie 2016, colonel de geniu Marin Ioan Dan, comandant al Centrului de Instruire pentru Geniu Eudev și Apărare CBRN Panai Donici, la Școala de Aplicații pentru Unități de Sprijin de Luptă General Eremia Grigorescu, din statul major al Forțelor Terestre, se trece în rezervă prin aplicarea articolului 85, aliniatul 1, litera A din aceeași lege, cu reducerea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă, potrivit articolului 21 din legea numărul 223 din 2015, privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare. Domnule colonel, în semn de apreciere pentru devotamentul și profesionalismul cu care ați servit valorile militare în cadrul școlii, vă înmânez această diplomă de merit. Felicitări! Și de asemenea, această plachetă omagială. Și vă mulțumim foarte mult pentru întreaga dumneavoastră activitate. În cei peste 38 de ani de când am luat contact cu armata pășind pe poarta liceului militar Ștefan cel Mare din Câmpul Moldovenesc, am parcurs, așa cum a prezentat domnul colonel Oprean, treptele ierarhiei militare de la locotenent la colonel. Perioadele de pregătire în instituțiile militare de învățământ au început în liceul militar, care a avut un rol hotărător în formarea mea ca militar și ca om pregătit să înfrunte privațiunile serviciului militar, și au continuat în școala militară, unde m-am pregătit ca ofițer în arma Geniu. Ulterior, în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, mi-am consolidat cunoștințele de artă militară în domeniul operativ și tactic și am aprofundat rolul și locul structurilor de geniu în acțiunile militare. Spre finalul carierei militare, am studiat în cadrul cursului de conducere strategică nivelul politico-militar, înțelegând caracteristicile mediului de securitate internațional. În tot acest timp, am avut șansa să activez în garnizoana Râmnicu Vâlcea, în cadrul Instituției de Învățământ a Armei Geniu și la Regimentul 1 Geniu Alexandru Ioan Cuza, desfășurând activități de instrucție, didactice și de comandă. Am spus că am fost norocos deoarece am lucrat în unități de elită ale Armatei Române, într-o garnizoană recunoscută pentru frumusețea locurilor și ospitalitatea locuitorilor și am cunoscut oameni deosebit de valoroși, care au contribuit la formarea mea ca ofițer și m-au ajutat să îndeplinesc misiunile pe care armata mi le-a încredințat. Doamnelor și domnilor, aceasta este imaginea cu care vreau să plec din această unitate. Vă doresc tot binele din nou. Vă mulțumesc! Pentru ultima dată, în calitate de comandant, colonelul Dan Marin a asistat la defilarea militarilor din garnizoana Vâlcea.